slăvit să fie Domnul. Aș vrea să ne ridicăm să citim câteva versete, 1 Corinteni 11 cu 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră. În adevăr, noi am fost invitați și am fost la o căsătorie în Atlanta. O familie care în sat îți vecin cu mine, tatăl Mirei se pare să a murit anul trecut la 50 și ceva de ani. Am fost la botezul ei în apă și acum m-a rugat frumos să vin și la căsătorie. Nu aveam de gând să mai vin în America, mi-a expirat și viza, dar așa au fost lucrurile că am venit. Și apoi am tras o fugă și la Chicago, unde Viorel e frate cu Traian și au vrut să-l vadă. Eu mă bucur să vă văd pe toți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. M-aș bucura ca în seara aceasta să am un cuvânt din partea Domnului. Căci Pavel spunea că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și din ceea ce am primit, din ceea ce am studiat, din ceea ce am reținut, din ceea ce am împărtășit cu alți frați, aș vrea să împart și pentru dumneavoastră câteva gânduri referitor la cina Domnului. Mai înainte m-aș bucura să avem dorința pe care o avea Domnul când spunea: am dorit mult să mănânc paștele acesta împreună cu voi înainte de patimile mele. Dă-ne Domnul dorința aceasta la toți și vă felicit pentru numărul frumos în care sunteți. Fratele Viorel spunea că el se străduiește să nu lipsească de la adunare. Eu am o pricină de laudă pe care nu vreau să o pierd. Am mai mult de 10 ani de când n-am lipsit niciodată de la adunare. Dacă acum nu sunt la Bosani, sunt în Chicago. Dar nu știu niciun program de adunare la mine în sat la care eu să nu fi fost. Probabil că dumneavoastră tot așa. Sau nu? Dar nu predic despre prezența la adunare. Aș vrea să vorbesc despre cina Domnului. Și când vorbesc despre cina Domnului, eu am așezat cina într-o diagramă cu mai multe coordonate. Prima coordonată e coordonata de timp. Și am așezat cina Domnului între grabă și zăbavă. Cina Domnului, pe coordonata timpului, era cu o dată precisă. Din ziua 10-a, fiecare evreu trebuia să ia un miel de parte bărbătească, să-l păstreze până în ziua 14-a, între cele două seri. Atunci se junghia mielul să prăznuia Paștele. În ziua 14-a din luna 1-a. Dacă se întâmpla ca în timpul călătoriei cineva să nu poată prăznui Paștele, așa cum a fost în Numeri, capitolul 9, versetul 6, s-a întâmplat ca unii fiind în călătorie, n-au putut prăznui Paștele. Legea era a doua lună, în ziua 14-a, să prăznuiască Paștele. Și dacă cineva nici în a doua lună nu prăznuia, trebuia nimicit. Asta e legea. Cu harul, cum e? Eu de ce mi-am propus să nu mai lipsesc de la adunare? Am lucrat mecanic locomotivă. Pe când făceam odată ajutor mecanic, un coleg de-al meu, un nepocăit și un rău, toate păcatele le-a avut ăla, s-a pocăit. Da, s-a pocăit la sâmbătaș, la adventiști. Și acum eu făceam de servici cu el într-o noapte și îmi spune: frate Dragoș, mulțumesc la Dumnezeu că de 10 ani de când m-am pocăit, n-am lipsit de la niciun sabat. Așa aranja turli cu colegii, cu șefii, nu lipsise nicio sâmbătă de la slujbă. Eu mă gândeam în mintea mea, tu ești cu legea, n-ai voie, dacă eu sunt har, mă duc când vreau, lipsesc când vreau, că eu sunt har. Nu? Nu. Ei, atunci m-am hotărât. Revin.
Pe coordonata timpului am așezat cina între grabă și zăbavă. Prescripția era clară. În ziua 14-a, în luna 1 sau luna 2-a. Dar un amănunt mi-a atras atenția. Din pregătirea Paștelui, Exod capitolul 12, versetul 11, spune: să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. Și am spus eu, grabă la ce? De ce trebuie în noaptea aceea evreii să se grăbească? O recomandare le-a dat Moise: să socotească fiecare cât poate mânca în fiecare familie. Și dacă într-o familie sunt prea puțini, trebuia să ia paștele cu vecinul cel mai de aproape. Dar dacă eu nu trăiesc bine cu vecinul? Frații mei, eu pe voi vă iubesc. N-am, Dumnezeu mi-e martor, n-am cu nimeni nimic. Nu știu, voi aveți ceva cu mine? Nu. No. Ce frați buni sunt la Chicago. Eu am ceva cu niște frați de la mine, din sat. Cu niște frați din adunare, cu niște vecini de-ai mei. Am eu ceva. Nu era permis în Israel ca unul din Dan să meargă până în Beersheba la un prieten de-a lui să prăznuiască Paștele. Nu, nu. Obligatoriu era cu vecinul cel mai de aproape. Dar eu repet, dar dacă nu m-am pe bune cu vecinul, dacă cu sora care stau întâmplător pe bancă, nu am afecțiuni pentru ea și stau așa un pic ce zici, că o spuse ceva de fata mea, ți-aduce aminte? Ei, de atunci nu mai pot să văd. Și vine cina Domnului. Eu am spus grabă în refacerea legăturilor. E cina Domnului. Și eu mă uit în adunare. Pot să iau cina cu fiecare? Și dacă cu cineva nu pot să iau cina, trebuie să mă grăbesc să mă duc să mă împac. A, nu poți acum? Nu nimic, scrie în cartea 2 Cronici, capitolul 30, Ezechia a vrut să prăznuiască Paștele. Dar nu erau pregătiți nici poporul, nici leviță. Și au spus, măi, nu mai prăznuim în luna 1-a, hai amânăm în luna 2-a. Dar s-a uitat împăratul, dar nici în luna 2 nu erau pregătiți. Nu era poporul sfințit. Știi ce a făcut împăratul? S-a iertat, a spus, Doamne, iartă poporul tău, primește-l așa cum este, dar i-a pus, a făcut niște juruințe. Și când mergem în Cronici, capitolul 31, după ce a prăznuit Paștele, fiecare s-a dus în cetatea lui și a împlinit ce-a promis. Ai ceva cu o persoană din adunare? Uite-te, nu-i aici? Nu-i nimic. Te duci acasă și spui, cum ajung acasă, pun mâna pe telefon și mă împăc și îmi cer iertare. Puteți? Dar asta trebuie să o faceți în grabă, că e Paștele Domnului. Vă propuneți asta? Eu nu vă cunosc, nu vă știu, pe fratele Aurel și pe fratele Adrian. Nu, Adrian e cumnatul, Costel. Eu cu cumnatul sunt prieten, Hrișcă. Deci pe celălalt nu vă cunosc. Dar e Paștele Domnului și niște lucruri trebuie să le facem în grabă. Le putem face acum? Doamne ajută-ne! Amin. Grabă la ce grabă? Evreii erau în robie. Au stat 400 de ani în robi. Ei au stat 430, dar 30 nu au fost robi. Trăia Iosif, se cunoșteau cu faraon, dar după 30 de ani au intrat robia ei. După 400 de ani a venit vremea să iese din robie. Nu credeți că la ieșirea din robie trebuie grabă? Nu s-au săturat ei de robie? Acum mai sunt oare aici robi? Fiecare este rob învățăturilor. Frații mei, fiecare om este rob învățăturilor pe care le are. Un ortodox face cruci, pupă icoanele, dă coaghiazmă, că așa au învățat. Un sâmbătaș, sâni sâmbăta, ăia reformiști nu mănâncă carne, au obicei. De ce? Așa au fost învățat. Un pentecostal botez cu Duhul Sfânt, vindecări, prorocii, dar de ce? Păi eu așa am fost învățat. Ca un om să schimbe credința sau măcar religia, el trebuie să schimbe învățătura.
Să spună asta nu-i mai bun învățătura, asta nu mă satisface, o îmbrățișez pe asta la asta. Dar știți că spune în Coloseni că unii sunt robi învățăturilor începătoare ale lumii. Dacă cineva este rob acestor învățături lumești, a unor obiceiuri, a unor filozofii de viață, hai să ieșim din robia asta și Dumnezeu să ne ajute. Voi ați fost răscumpărați cu un preț, nu vă faceți robi oamenilor. Unii ajung robi oamenilor. O spus fratele, vai, eu din partida lui, trebuie să mă voteze. Nu. Noi suntem răscumpărați de Domnul Iisus. Nu ne mai facem robi oamenilor. Căci fiecare este rob lucru de care este stăpânit. Există robia păcatelor. Vrea cineva să scapă de robia asta? Păi dacă vrea cineva să o facă în grabă. Unul e rob la o poftă, unul la o patimă, unul are o deficiență în care trăiește. Unul nu poate scăpa de minciună, altul de bârfă, altul de ură, altul de clevetire. N-ar fi bine în seara asta să ne grăbim, să ieșim de aici? Că eu am așezat cina între grabă și zăbavă. Grabă în refacerea relațiilor, grabă în părăsirea robiei și grabă în contemplarea lucrărilor lui Dumnezeu. Că evreii s-au speriat, dar spune acolo în Exod 14:14, Domnul luptă pentru voi, dar stați liniștiți. Și în față erau valurile mări, în spate era faraon cu cară. S-au temut evreii, au început să țipe. Știți ce a făcut Dumnezeu? A făcut o minune. A făcut să sufle un vânt, întâi a pus un nor, un nor curios. Norul ăsta pe de-o parte era lumină, pe de-o parte întuneric. La egipteni întuneric, la evrei era lumină. Tătă noapte au bătut vântul. Ce vânt era acela? Azi am venit la Chicago, m-am suit pe bloc acolo la Traian și băte vântul tare. Apoi acolo ce vânt au bătut, nu știu, dar au dat apele la o parte, au uscat fundul mării și au trecut evreii ca pe uscat. E o minune? Suntem gata să participăm la minunile lui Dumnezeu? La cina Domnului? Fraților, cina nu o luăm pentru vindecare trupească. Nu pentru aia o luăm. Dar eu am văzut și vindecări la cina Domnului. Ați văzut și dumneavoastră? Bine, acum când vorbim de mielul pascal, era împărțit în două. Carne și sânge. Sângele era pentru Dumnezeu, ungea ușuori la ușă. Și când îngerii vedeau semnul, nici nu băgau capul pe ușă să vadă evrei, să roagă, dorm, îs pe tabletă. Nu-i interesa. El vedea sânge și pleca mai departe. Sângele era pentru Dumnezeu. Dar carnea? Pentru ce era carnea? Păi carnea trebuie să o mănânce evrei. Cercetătorii Scripturii spun că carnea mielului pascal a fost de fapt prilejul unei vindecări colective. Că spunem Psalmul 105, versetul 37, niciuna din semințiile lui n-a șovăit. În traducerea engleză, niciunul n-a fost neputincios. Frații mei, aproape 2 milioane de oameni, estimativ. Aici la voi cât sunt acum la adunare? Sunt 200? Sunt bolnavi? Sunt. Măi, dar cum în 2 milioane niciunul bolnav, niciunul paralizat, niciunul să nu poată? Niciunul n-a fost neputincios. Niciunul n-a șovăit, e traducerea românească. Și teologii spun că acea carne a fost o vindecare comună. Dumnezeu i-a vindecat pe toți să poată ieși din Egipt. Când mergem la jertfa Domnului Iisus, o împărțim în două, carne și sânge. Prin sângele Lui avem iertare de păcate și prin rănile Lui avem tămăduirea de boală. Isaia 53:5, dar El era străpuns pentru fără de legile noastre, lovit pentru păcatele noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Ce facem noi acum? Noi acum avem jertfa Domnului Iisus. Mergem la jertfa Domnului Iisus, ne uităm la sângele care o curs. În credință în sângele Lui, noi avem iertare de păcate. Și eu spun amin. Dar în jertfa Domnului Iisus mai sunt răni.
Și prin rănile Lui suntem tămăduiți. În rănile Lui avem vindecare de boală. Avem vindecare de boală. Că tămăduirea de acolo nu e o tămăduire sufletească, e o tămăduire în trup. Când Matei, Domnul Iisus, intră în casa lui Petru, vindecă soacra și aceasta, ca să se întâmple prin rănile Lui, a fost tămăduit. Vindecările în trup sunt tămăduirile de care vorbește Isaia 53. Și Petru spune, El a purtat păcatele noastre pe lemn, prin rănile Lui ați fost vindecați. Eu am întâlnit de multe ori, închid paranteza, măcar că cina nu o facem pentru vindecare, eu pot să dau multe exemple când oameni bolnavi s-au apropiat de cina Domnului și Domnul i-a vindecat. Și-s vindecați până în ziua de astăzi. Cina, între grabă și zăbavă. Suntem gata să refacem relațiile? Pentru pânza de iubire, spunea Emil Bulgăr, e războiul cel mai greu. Diavolul tot rupe fire, noi le înodăm mereu. Sunt fire de înodat în seara asta? Grăbiți-vă! Grabă să ieșim de robie și grabă să privim minunile lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta! Amin. Dar zăbava la ce să fie oare? La ce să fie? Eu am întâlnit oameni mânioși la cina Domnului. Am întâlnit mânioși, dau cu capul în jos. Noi am avut un frate de 14 copii în Belgia. Copiii l-au chemat acolo. Așa țineau la tată să dau un om pocăit. Dacă mergeai în Bosanci și întreba un străin, bă, cine-i pocăit la voi? Cred că primul pe ăla îl punea. Nici pe mine, nici pe altul. Ăla e om pocăit. Și când au ajuns acolo, copiii au făcut niște mese de dragoste. Și au făcut, așa l-au primit pe tasul. Dar au venit duminica și cina Domnului și copiii stăteau cu capul jos. Și fratele Gheorghiță a început a plânge. O spus, măi, pentru trupul ăsta mes încărcate, sucuri de toate felurile, măi, și pentru sufletul tău nimica, stați cu capul în jos. Sufletul tău are și el nevoie de hrană. Și-a trecut prezbitru și-a spus, luați, mâncați, acesta e trupul meu, m-am uitat la voi. Stăteți mânios cu capul în jos. Unul are cu păstor, unul are cu oceal de acolo, unul cu oceala și-i mânie și aici. Apoi vine Iacov în capitolul 1, versetul 19. Știți bine, prea iubiții mei, lucrul acesta. Orice om să fie gramnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic. Mai sunt mânioși aici între voi la cena Domnului? Mânioși pe ceva, că nu le-a ieșit. Mânioși pe cineva. Nu vreți la mânie să fiți zăbavnici? Spune cuvântul Domnului, Apostolul Pavel vorbește aici, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul parcă 33. Fraților, așteptați-vă unii pe alții. E vremea ca din familie noastră, din adunarea noastră, să ne așteptăm unii pe alții. Vorbim de îngăduință, scrie Evrei 5:2, că noi avem un preot care are îngăduință pentru cei neștiutori. Nu toți aceia maturitate spirituală. Turma Domnului sunt mielușei, oițe și oi. Nu poți avea pretenții la un mielușel ca la o oai care naște și alăptează și mulțește turma. Spuneam nu de mult că la mine când m-a ordinat prezbiter au fost mulți predicatori. Și-au predicat. La un moment un frate bătrân și-a spus, frate Dragoș, eu am fost magazionier la SMT, stațiunea de mașini și tractoare, era înainte. Eu am fost magazionier, aveam magazia plină de piese. Piese de mare valoare. Aveam grijă de ele. Dar dacă una lipsea, îi spuneam la maestru, fă-mi un bun și scoate-o. Că am dat-o. Dar avem niște piese de la niște batozi vechi, care nu se mai foloseau. Acele le-am pus pe primul raf și am pus valoare de inventar un leu, un leu, un leu, și când venea inventarul, 1, 2, 3, 4 număra. Mare grijă avem de cele, că dacă pierdem una de cele, nu putem să-i fac bun. Când m-a întrebat, dar unde-i folositul? Că bătozele astea nu mai merg. Numai că n-aveau timpul de casare. Și el o predica și mi-a spus, frate, în adunare o să ai frați de mare valoare. Familii de mare valoare.
dar o să fie și pocăiți de un leu. O să fie familie de un leu. Vezi că i-ai pe inventar și răspuns pentru... Eu n-am murit pentru nimeni. Toți cei de aici sunteți răscumpărați de Hristos. Aleluia. Sunteți a Lui. El v-a plătit cu sânge pe fiecare. Eu mă tem să spun, așa ca în 1 Corinteni 12, mâna nu poate spune în piciorul, n-am trebuință de tine. Nu, nu. Noi suntem al lui Hristos. Cea mai mare valoare în universul ăsta e sângele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și voi sunteți plătiți de sângele ăsta. De aceea, îngăduiți-vă unul pe altul. Așteptați-vă unul pe altul. Vedeți că în adunare sunt neștiutori. Sunt oameni care rătăcesc. Aveți îngăduință și pe ei și aduceți înapoi în turma Domnului. Doamne ajută! De cine am așezat un coordonata timpului între grabă și zăbavă? Pe coordonata relațiilor am așezat cina între unitate și dezbinare. Cina e simbolul unității. Corinteni spunea Pavel, având în vedere că este o pâine, voi care sunteți mult luați din ea, sunteți un singur trup. Unitatea e în pâine. Am mai spus eu și altă dată. Unitatea nu e în lanul de grâu. Este un lan de grâu, te uiți, bă, ce frumos. Dacă vrei, alegi spic cu spic. Unitatea nu e nici în vraful de grâu trăierat. Dacă vrei și ai timp și n-ai ce face, poți să alegi bob cu bob. Se poate alege. Știi unitatea unde? În pâine. Adică bobul ăla e zdrobit, trece prin piatra morii, e zdrobit, e dezbrăcat de coajă, de fire, aia târâța care nu se unește. Și rămâne glutenul ăla, rămâne numai duhul din om. Și acolo se face, se coace pâine, dată frământată, e dată în cuptor și când mai iau o bucățică de pâine, nu mai știu din care bobă-i. Așa e unitatea de plină în pâine. Pentru că cina Domnului e simbolul unității. Și eu am așezat cina între unitate și dezbinare. Noi suntem trupul lui Hristos, spune că suntem un trup. Există unitate în trup? Există. Nu sunt mădulare răzleță. În biserica lui Dumnezeu nu sunt haiduci spirituali, care e și aici, și acolo, dar nu-i de nicăieri. Și îl întreabă Domnul Luca, duceți-vă că nu știu de unde sunteți voi. Nu, noi suntem un trup al lui Hristos. Mădularele, până și încheieturile, spune Efeseni 4:16, prin ceea ce dă fiecare încheietură, trupul își primește creșterea și se zidește în dragoste. Deci noi suntem chemați la unitate. Suntem trupul lui Hristos. Efeseni 4:3. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura... Avem unirea Duhului? Avem legătura păcii? Există două legături puternice între frați. Dar mai presus de toate, spune Coloseni, îmbrăcați-vă cu dragostea ca la legătura desăvârșită. Iar aici spune, păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Suntem ca un snop aici, ca un snop legat strâns cu legătura păcii. Aveți pace? Pacea interioară, pacea cu oamenii, în familie, în adunare, în societate și pacea cu Dumnezeu. Dar nu intrăm în detalii. Suntem la cina Domnului. Eu am așezat cina între unitate și dezbinare. Dar de ce dezbinare? Spune Pavel aici un cuvânt. Și bine că nu-i pentru voi. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud. Pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Omniți în seara asta adunare care va să se ducă mai rău acasă? Dar se întâmplă câteodată? De ce? Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, trebuie să fie și partide. Și spune Pavel acolo în Corinteni, când unul zice, sunt al lui Apollo, unul lui Chifa, unul lui Pavel, unul lui Hristos. Există dezbinări și partide. Din ce cauze se fac partidele în adunare? Eu am fost interesat. Frații mei, nu polarizați puterea.
Partidele se fac din simpatie pentru lideri. În adunare la noi sunt oameni la care le-am făcut bine, dar nu știu mare bine. Dom'le, așa țin cu mine și așa mă iubesc, mă sufoc în oarta. În adunare la mine sunt oameni care nu, la mine, unde merg eu că nu e adunarea mea, sunt oameni care nu le-am făcut nici negru sub unghi rău. Nu pot să mă vadă. Nu pot să mă vadă. Lasă-mă, băi, și cu ăla, că îl știu eu. Când m-a pus la votul bisericii ultima dată, am avut 97%. De atunci până acum mă gândesc care sunt aceia trei care nu m-au votat. Și ce au avut cu mine de nu m-au votat? Nu le-am făcut rău. Comentează pe internet, mă băgicurez, fac așa. Îi simpatie pentru lider. Mie îmi place de Apollo, Duh înfocat, tare în Scripturi, ăsta predică, domnul. Mie îmi place de Petru, mie îmi place de Pavel. Și uite așa să fac, oameni buni, nu polarizați puterea. Unui cu ăla, unui cu ăla, unui cu ăla. Copilul cu mai multe capete e un monstru. Iar liderii nu trebuie să-și facă oamenilor, cum se cheamă aceia care așa, fani, că ăsta e cuvânt, cred că e englez, eu nu știu engleză deloc, deloc. Am învățat în Atlanta, am spus la gazda mea, am învățat două cuvinte, ia și ok, atâta știu din engleză. Eu n-am nevoie de fani în adunare, că unul le place, să le placă, rugați-vă pentru mine. Că la unii nu le place. Dar de ce să fac partide? Pe simpatie de lider sau de familie. Nu e așa grozav, dar e cumnatul meu și n-am ce face. Frații mei, astea nu merg în adunare. Nu merg în biserica lui Dumnezeu. Alții fac partide pe bază de încredințări. În Scriptură sunt principii și încredințări. Principiile sunt lucruri care Dumnezeu nu le negociază cu nimeni și cu niciun păstor și niciun comitet. Mai sunt încredințări. Eu cred așa, eu cred așa. Nu-i foarte bine pus în Scriptură. Pavel rezolvă magistral problema încredințărilor când spune: încredințarea care o ai, păstrează pentru tine. Noi vrem să facem încredințarea mea lege pentru toți. Să vă spun ceva? La noi toate surorile sunt cu baticul legat în față și miresele. Apoi eu dacă m-am dus la Timișoara, tot de aici am predicat și în America predic tot de aici, eu n-am două. Dar asta e rânduiala noastră, încredințarea. Eu nu fac lege pentru voi. Acolo unde nu-i ceva sigur, taci Scriptura, tac și eu. Avem noi motivele noastre, nu le vorbim în seara asta. Da? Am de zile, cât eram eu păstor principal, la noi nu s-o cânta din instrumente. Dacă cântai din frunză, din nuc, erai pus deoparte. Acum este o orchestră. Bine, suntem foarte restrictivi, fără negative, fără, nu cântă niciunul cu negativ, fără tobi, fără ritmuri, fără... Așa. Dar frații mai în vârstă aveau încredințările lor. Până la urmă ne-au dat voie. Aveam mulți copii, am spus, măi, dacă nu dăm noi de lucru la copii, are ce ne da de lucru. Am făcut orchestră frumoasă, avem zeci de copii care cântă. Dar frate, pentru că în vârstă ne-au spus, măi, noi în ziua cinei suntem în post. Și dacă cântați cu instrumente celea pe noi ne doare capul. Și au spus, în ziua cinei nu cântați. Și am spus, măi, dacă ei ne-au lăsat, că ei ne-au lăsat, noi pocăința de la dânsi am luat-o, am preluat-o, ne-au lăsat cu instrumente. Hai să ținem și noi cont de dorința lor. Și așa ne-am împăcat, tinerii cu bătrânii și în unitate. Mulțumim, Domnul! Deci, partidele se fac pe simpatii de lideri. Eu am întâlnit cina Domnului, când unul mergea cu paharul pe aici, a ajuns la cor și a spus, eu nu iau cina de la asta. Și a fugit în spatele adunării să vii cealaltă. Ce cină e asta, măi, oameni buni? Ce cină e asta? Ce cină e asta? Simpatii de lider, încredințări sau mod de viață trăit. Că unii se năcăjesc să trăiască pocăința, stau în poșă rugăciune. Ce am văzut eu bine în America, aici în Atlanta, unde am fost, în fiecare seară grupuri de rugăciune. Dar rugăciuni, domnule, rugăciuni, că nici la noi în Bucovina n-au, cu strigăte, cu lacrimi, bine, nu toți. Cam aceleași familii vin.
Dar am întâlnit și lunea rugăciunii și vinerea, când nu-i adunare rugăciunii. Am văzut oameni care se străduiesc să trăiască pocăință. Iar unii sunt de-a dreptul lumești. Apoi cum să mă împac așa de bine cu dânsul, când el n-are nici înclin, nici mâini cu pocăință? Ai trecut membru aici și uite așa se fac partide. Așa se fac partide. Dar eu m-am așezat cina Domnului între unitate și dezbinare. Asta pe coordonata numită relație între frați. Pe coordonata importanței, să știți că cina Domnului e foarte importantă. Cea mai mare sărbătoare la evrei este cina Domnului, instituită de Domnul. Iar în biserică, singura sărbătoare, noi ne-am făcut sărbători când ne plac și faceți-le. Singura sărbătoare poruncită de Domnul Iisus e cina Domnului. Amin. E cina Domnului. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Amin. Cina Domnului e foarte importantă. La evrei era foarte importantă. Cina Domnului, simbolistica ei, vorbește de moartea Domnului, vorbește de unitatea bisericii, vorbește de revenirea Domnului. Prin simbolistica ei, cina este foarte importantă. Dar eu m-aș așeza cina pe coordonata asta importanțe între sacru și profan. Am spus, cina Domnului e un act sacru, e o sărbătoare sfântă. Dar nu toți o tratează așa. Unii o tratează ca un obicei. Nu-i dau importanță. Și obiceiurile, până și acele bune, au pericolul lipsei de respect. Eu am făcut armata la Timișoara, primul 80. Am fost repartizat la singurul colonel de unitate, la Cișoda. Era colonel cu Academia Militară făcută la Moscova, secția comando. El avea cel mai mare. Și pe mine m-a dat la el. Îi făceam focul, ștergeam praful, lustruiam ciubotele. În armată, știți cum e, cine nu a făcut armată? Nu vorbești ca la adunarea generală de la Ghetismani. Acolo stai drept, numai salut, numai bas pas de filare, când vine comandantul, vrei să-i spui ceva? Doar și comandant, permite să raportez? Și el dacă spune da, îi spui. Dacă spune nu, te-ai înturnat, te-ai salutat, nu mai spui și te doare capul pe tine. Băi, 3 săptămâni, numai așa am făcut, drept, drept, torci comandant, permite să raportez, am făcut focul, torci comandant. Dar stând în birou, mereu, tot discutând, el era un om cu minte. Băi, camarade, băi, de unde ești? Din Bucovina. Mai ai părinți? Da. Mai ai frați? Da. Ce școală ai făcut? Și tot vorbeam tătă ziua cu mine până ne-am învățat. După ce ne-am învățat, îi spunea, toți colonii, hai dați-mi o permisie, toți colonii, hai dați-mi o permisie. El tot colonel era și eu tot soldat. Dar ne-am obișnuit unul cu altul și nu ne mai respectam. Așa se întâmplă și la cina Domnului. Frații mei, atâta ne-am obișnuit cu prorociile, atâta ne-am obișnuit cu adunarea, cu cântarea, cu predica, că aproape nu ne mai interesează. Atât ne-am obișnuit cu cina Domnului de 2 ori pe lună, de 2 ori pe lună, socotiți în 70 de ani, câte cine ați prins voi aici. Și nu mai tratăm ca pe ceva sacru, e ca pe ceva obișnuit. Și obișnuitul are pericolul lipsei de respect. Mă rog, Domnul, ca în seara aceasta, Domnul să ne facă conștienți că sărbătoarea aceasta e ceva sfânt, dorit de Domnul, că El vrea să cineze cu noi. Doamne, ajută-ne! Și ajunge până acolo, când Pavel spune că ce se întâmpla în Corint era o problemă. În Corint erau toate darurile Duhului Sfânt, dar era mare neorânduială. Pavel nu oprește exersarea darurilor, ci pune rânduială. 2, 3, celălalt să tacă, să judice. La cina Domnului era mare neorânduială. Pavel nu oprește cina, dar face rânduială, că spune, măi, voi veniți aici la grămadă și mâncați acea masă, agape, masă de dragoste. Și unul aduce o mâncare și altul aduce altă mâncare și altă mâncare, hai să prăznuim și cina, și spune, nu deosebiți trupul Domnului. Știți de ce? Nu mai știe care e pâinea pentru cină și care e pâinea pentru ciorbă. Erau puse grămadă toate acolo, era neorânduială. Și Pavel spune, mâncați acasă. N-aveți casă să mâncați?
Mâncați acasă și aici rămâne numai cina, ca să fie important, să puteți deosebi trupul Domnului. Am așezat la cina. Pe coordonata asta importanței între sacru și profan. Cina Domnului o sărbătoare sfântă, să o tratăm ca atare. Amin. Și pe coordonata caracterului, și tot acum spun amin, am așezat cina între smerenie și mândrie. Între smerenie, asta se întâmpla în Corint. Și Pavel spune, măi, nu-i bine ce faceți. Unul mândria lui își aroga niște drepturi și îți lua să mănânce înainte altuia. Ca și cum câteodată unul în adunare ar vrea el să preia slujirea, să împartă cina, să predice el. Și asta e mândrie. Cina e simbolul smerenia. Acolo e spălarea picioarelor, acolo e ligianul, acolo e ștergarul. Acolo, da. Cina e simbolul smerenia. Când cei bogați cu cei săraci iau din același trup al Domnului. Să spală picioare. Pavel îi spune lui Filimon, Filimon, tu ești mare stăpân de sclavi. Vezi cum băiatul a fugit de la tine cu numele Onisim. Filimon era mare patron de sclavi, ăsta făcea treabă, Onisim toată ziua. Dar venea adunarea. Și când vine la adunare, erau tovarăși. Să-l fi văzut pe Filimon cum îi spăla picioarele lui Onisim. Că asta înseamnă pocăință. Să-l fi văzut pe Filimon cum îi da lui Onisim, sclavul Onisim. Acesta e trupul meu. Asta înseamnă umilință. Îmi povestea un frate bine cunoscut în orașul la ei, era un director de spital și paznicul. Paznicul făcea de pază, mai mătura prin curte, că nu era mare spital. La un moment dat s-o pocăi directul. Dar cunoscut directul. Și o veni la adunare. Și paznicul în râmna lui spunea, domn director, cântăm o cântare amândoi. O să fi văzut pe amândoi cine știa, unul director general și unul acela care mătura prin curte. Și cu caietul, am un director care era mai cu minte, dar paznicul avea mult râmnă. Și cântau amândoi, făceau spălare amândoi. Că la adunare suntem egali. La adunare nu avem patroni și angajați. Nu avem ingineri și analfabeti. Nu, nu. La adunare suntem frați. Asta înseamnă cina Domnului. Asta înseamnă smerenie. Asta înseamnă umilință. S-au disprețuit pe cei care n-au nimic, spunea Pavel. Că erau și săraci acolo. Și s-au tras chiaburii la o parte și săraci să mănânce ei, că ei n-au ce mânca. Noi mâncăm între noi. Avem un frate care s-a pocăit de mai mulți ani. Un om vestit în lume, cântăreț, la biserica ortodoxă, mare patron. El era cu echipa de fotbal, el era cu benzinăriile din sat. Spune, frate Dragoș, eu când mergem la o nuntă, mi-alegem oameni cu care stau. Păi nu stau cu oricine la masă. Băi, stau cu cumătru, stau cu finul, stau cu ăla. Și că acum văd că la voi la adunare sunteți la grămadă. Dar o să îmi place cum e la voi. Omul e pocăit, a intrat în comitetul adunării, la adunare suntem una. Nu mai sunt doamne și țărângi, nu mai sunt discrepanțele astea. La cina Domnului suntem una. Eu am așezat cina Domnului între umilință și mândrie. Dă-ne Domnul că la cina din seara asta să fim oameni smeriți. Amin. Și acela care e între noi mare să fie Domnul Iisus. La cine se pot predica multe lucruri, nu le-am spune noi pe toate. Dar am avut gândul ăsta, să așez cina Domnului într-o coordonată, pentru cei care au făcut la matematică diferite diagrame, coordonata timpului între grabă și zăbavă. Grăbiți-vă la cei bine și zăboviți la cei rău. Eu spun amin la asta. Amin. Pe coordonata relației, între unitate și dezbinare, fiți una, oameni din Ghetismani. Pe coordonata importanței între sacru și profan, cina Domnului sfântă, o tratăm ca atare. Și pe coordonata de caracter am pus-o între umilință și mândrie. Vreau să fim smeriți. Doamne ajută-ne! Și repet din nou gândul, am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi, înainte de patimile mele, că vă spun, de acum nu noi mai serba aici,
decât nou în împărăție. Nu știu dacă ne-o mai vedea. Deci hotărârea mea interioară, dar n-am spus la nimeni, că Eclesiastul 5:2 spune, nu te pripi să faci o hotărâre. Și acum, în interiorul meu, spun, nu mai am ce căuta în America. Am o vârstă, soția a fost operată de cancer, are probleme, eu trebuia să vin cu ea. Și nevastă mea ultimul spune, măi, eu nu merg pe avion, nu ies, măi, eu-s bolnavă. La familie a spus, eu nu călătoresc singur. Dacă îl lămuresc pe fratele Viorel și am insistat mult de el ca să vină, de ce i-au venit? Nu știu dacă ne mai vedem, dar nou în împărăție, să ne întâlnim cu toți. Amin. Sunt lucruri care nu ne sunt îngăduite aici. Moise de pe vârful muntelui Pizga cu mâna streașă în ochi se uita, că așa i-a spus Domnul, tu te uite. Și a spus, Doamne, lasă-mă să intru, destul Moise, nu intre. Dar pe muntele schimbării la față era Moise și Ilie. Ce nu i-a fost îngăduit în timpul vieții, i-a fost îngăduit după moarte. Dacă nu ne mai vedem aici, să ne vedem la masă. Aleluia. Am să mă uit după voi. Citeam despre fratele Wulbrand, spunea că s-a despărțit de Sabina, l-a luat în pușcărie. I-a strigat, ne întâlnim la poarta lui Beniamin. Era din seminția lui Amin. Și anchetatorii spuneau, unde e asta? Unde vor să se întâlnească? Aș vrea să ne prăznuim Paștele aici împreună. Și odată în veșnicie. Amin.